avem probleme la mansardă. Da, mie tata când mi-a zis că mai bine vorbea cu măta să te aborteze. Stați liniștiți că am și oameni pe care să testez mâncarea asta. Mare bucătărea să mă fac. În scurt timp veți descoperi rețeta mea secretă. Rețeta a la Bibi. Mua! Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și vlogul ăsta va fi un picuț mai special și mai diferit în același timp. Dacă mă urmăriți pe Instagram, acum ceva timp v-am prezentat pe story o rețetă super, super delicioasă de pui asiatic. Tot acum câteva zile am fost live la Pro FM și am vorbit de lucrurile pe care le fac în carantină. Iar eu i-am spus lui Grig că mai nou gătesc foarte des datorită carantinei și el mi-a spus că se uită pe canalul meu de YouTube și că mi-aruncă o provocare. Să gătesc, să fac o rețetă care îmi place mie chiar aici pe canalul meu de YouTube. Și cum am văzut super multe reacții bune la rețeta de pui asiatic, m-am gândit să vă arăt chiar aici și să rămân aici pe canalul meu de YouTube. Să fie rețeta a la Bibi. Înainte de a spune de ce ingrediente mai exact avem nevoie, vreau să menționez că această rețetă poate fi modificată în funcție de preferințele voastre, în funcție de gusturi. Este strict făcută pe gustul meu și așa cum îmi place mie. Eu vă arăt exact cum o fac, iar voi o puteți modifica, bineînțeles. Și avem nevoie așa. De ardei, ardeiul trebuie să fie ardei gras roșu, morcov, ceapă, ardei iute, ulei, sos roșu. Vreau să menționez că eu folosesc un sos făcut de bunica mea în casă, așa că o să fie yummy, delicios. Sare, piper și, bineînțeles, piept de pui. Sau, în aceeași măsură, puteți să folosiți și pulpe de pui dezosate. Am spălat legumele, așa că vom începe prin a toca fâșii, ardeiul, morcovul și ceapa. Vreau să menționez că acest pui asiatic delicios, ce sper să-mi iasă delicios, așa cum mi-a ieșit și atunci pe story, îl voi servi cu piure. Abia aștept, doamne, ce foame mie. Tăiem ceapa, solzișor, nu ca la ciorbă, mărunt. Mie una îmi place foarte mult ceapa în mâncare pentru că o îndulcește. Hai că-mi dai și degetele dacă e ceva, oricum nu o fac bucătărea să mă fac întăreață. Da, trebuie să știm și să gătim. Dragii mei, am terminat de tocat ceapa, morcovul, ardeiul, iar acum am spălat pieptul de pui și urmează să-l tăiem bucățele. Stai că zboară. Ăsta cred că e viu. Știu că nu v-am spus câți ardei să tăiați, câți morcov, cât piept de pui să aveți, pentru că rămâne la aprecierea fiecăruia ce cantitate să pună. Depinde câte persoane sunt la masă. Eu în momentul de față, cât am folosit aici, aș putea spune că e între 4 și 6 porții. Depinde și de persoanele care mănâncă mâncărica pe care o facem. Am terminat de tocat și pieptul de pui și acum urmează să punem la prăjit legumele. Bineînțeles că punem ulei în funcție de cantitățile pe care le-am folosit la legume, la pieptul de pui și așa mai departe. La început o să călim un picuț ceapa. Bineînțeles, puteți observați aici cana mea, Bianca, iubitoare și sociabilă, mulțumesc frumos! Și vreau să punem și o cană de apă. Rectific o cană jumate, pentru că și eu acum am văzut cantitatea și vreau să se facă sosul așa cum trebuie. Punem și câteva boabe de piper.
Și pentru că este pui asiatic, bineînțeles, trebuie să fie un picuț mai picant. Mie îmi place să fie picant, așa că vom tăia acești ardei iuți. Gata, totuși, hai să nu facem puiul asiatic prea picant. Am să mă opresc aici, am să-i adaug în tigaie. Și aveți pastă de roșii bulion din comerț, vă recomand să puneți și puțin zahăr ca să iasă sosul mai dulce. Acum pregătim tigaia, vom pune ulei, nu foarte, foarte mult, pentru că nu-mi place chiar atât de tare mâncarea grasă. Și vom tăia fâșii pieptul de pui, apoi îl vom pune în tigaie și îl vom prepara. Între timp voi pune și cartofii la fiert. I-am tăiat cât mai subțin ca să se fiarbă cât mai repede. Astfel, în 10 minuțele, eu cred că va fi gata și piureul. Yummy, yummy cum arată! Cred că îmi retrag cuvintele. Eu nu am gătit aici pentru 4-6 persoane, cred că pentru 10 persoane! Adaug și puțin usturoi. Eu am să adaug usturoi verde, dar puteți și usturoi normal. Stați liniștiți că am și oameni pe care să testez mâncarea asta. Adică nu vreau singură să mănânc azi și să mor mâine. Măcar să murim împreună, nu? Acum e momentul să vedem cum a ieșit. Punem piure. Hai să-l și aranjăm așa frumos ca la MasterChef. Atât. E, altceva. Mă pricep, a? Și puiuțul meu asiatic. Gata, arată, de arătat bine, chiar arată foarte bine. Sunt curioasă cum o să fie, așa că prima farfurie merge la tati. Tati dă verdictul, hai să vedem. Ia zi, tati, cum e? Da? Maximă. Ia zi, tati, gătesc mai bine decât mami? Un pic ai trecut-o. Al nivel, gata. Gata. Înainte de a-mi lua la revedere, vreau să vă urez un Paște fericit alături de cei dragi. Sărbători fericite tuturor! În comentarii aștept cât mai multe urări pe care să le transmiteți voi celor dragi de Paște. Sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să apăsați pe butoanele de like, share, subscribe, să apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Eu v-am pupat tare! Mua! Și ne vedem data viitoare. Pa! În momentul ăsta sunt 6 ochi care se uită la mine, vă rog să mă înțelegeți. Ai pus? Și așteptăm. Sunt frumoasă? Mă văd bine? Mi-a zis mama că am probleme la mansardă. Da, mie tata când mi-a zis că mai bine vorbea cu mata asta. Te aborteze? Da. La Maxim și vorbește mie, face de mulți ani mai încep, mă faci de râs, nu știu. Eu am dat mai tare și face aia și face... Mai bine vorbeam cu măta să te amorteze. Ca să nu putem casă, dăm drumul la fără. Nu că vreau să se audă scrrrr.